Tot ce vedeți în jurul vostru a fost creat special pentru noi și noi facem parte din creație. Bună, suflete frumoase! V-a spus vreodată întrebarea sinceră, cine ne-a creat și de ce? Care este scopul întregii creații? Și ce este cu noi pe acest pământ? Cine e de fapt creatorul? Fiecare religie îl prezintă pe creator Dumnezeu diferit, când de fapt în realitate el nu are nicio înfățișare. Unii spun că este un bărbat, alții că e femeie. În realitate, creatorul nu are sex și nici corp de om. Femei, în niciun caz nu este femeie, pentru că femeia reprezintă aspectul feminin al creației. În niciun caz nu este bărbat. Creatorul nu are doar energie masculină. Nici noi nu suntem doar energie masculină sau feminină, ci în interiorul nostru se află ambele energii. Aspectul feminin și masculin sunt două energii care nu pot să existe una față de alta. Dar, de fapt, mintea noastră limitată nu poate să cuprindă sau să definească noțiunea de creator. Ce este, de fapt, creatorul? Este puterea supremă universală. Este energia primordială de unde sufletul nostru a venit. Este adevărata casa sufletului nostru. Este o forță atât de mare încât e greu de descris, dar în esență, el este iubire, iubire necondiționată. Și ca să înțelegem cât de mare este această iubire, luați ca exemplu iubirea unei mame și mulțiți-o cu infinit. Nici o ființă pământeană în corp uman nu poate să simtă această iubire imensă a forței supreme din univers. Așa că e imposibil să-l definesc, să-l pun în niște limite sau să creez o imagine bine stabilită. Această forță majoră, superioară, este doar lumină, este sursa, este începutul la tot, este peste tot și în toate. Așa că atunci când mergeți pe stradă și judecați oamenii pe care îi vedeți, aduceți-vă aminte de aceste cuvinte. În acel om se află sursa, Dumnezeu, creatorul, divinitatea. Dacă faci rău unui animal, gândește-te la asta. Acest animal este o întrupare a creației, adică sursa, adică Dumnezeu. Dacă omori o vietate, gândește-te de fapt că omori sursa. Sau altfel spus, te împotrivești creației. Orice copac îl întâlnești, orice floare o miroși, este rezultatul creației. Îl vedem pe creator în diferite moduri, sau mai bine zis, ne-l închipuim sub diferite aspecte. Unele ființe cred că așa zisul Dumnezeu are înfățișarea unui om matur cu barbă și toiag. Și asta din cauza Bibliei, care spune următoarele, întâlniți în Geneza 1, 26 și 27. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste pești, mări, peste păsări, ceruri, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Am închis citatul. V-a spus vreodată întrebarea, de ce se vorbește la plural? De ce scrie să facem om după chipul nostru? Atenție, nostru, nu să fac omul după chipul meu. În realitate, acest înveliș al sufletului, acest corp uman, nu a fost creat de Dumnezeu, a fost creat de către Anunnaki. Există o poveste a celor numiți Anunnaki, o poveste care spune că aceștia au venit aici pentru aur, dar există și asemănări foarte ciudate între textele găsite pe tablițele sumeriene care vorbesc despre Anunnaki și textul Sfintei Biblii. Anunnaki au fost însărcinați de către Dumnezeu, de către sursă, să creeze lumea și au făcut acest lucru din nimic. Anunnaki este o ființă ascendentă sau o ființă spirituală care a lucrat împreună cu Dumnezeu pentru a crea universul. Când spun că au creat lumea din nimic, înseamnă că, practic, au creat lumea din nimic, din niciun lucru fizic, ci doar cu energia originală a câmpului de creație, care, din punct de vedere științific,
este energia cuantică a câmpului atunci când este excitat de gânduri. Anunnakii au primit de la Dumnezeu instrumentele de care aveau nevoie pentru a crea lumea și omul din Neant. Au început această lucrare acum 500 de mii de ani, sau poate mai devreme. Nimeni nu mai cunoaște timpul real când s-a creat lumea și omul. Anunnakii au marea putere de a crea materia din energie. Înainte de a spune ceva despre spațiu și materie, e necesar să spunem că înainte de orice altceva a existat timpul, un timp nesfârșit, nu timpul pe care îl știm noi acum. Timpul, la fel de vechi ca Dumnezeu însuși. Înainte de a crea spațiu și materie, Anunnakii au avut timp nesfârșit. În primul rând, Anunnakii a creat spațiu și apoi primele particule elementare, elementele constitutive ale Universului. De îndată ce au creat spațiu, timpul a început să curgă într-o singură direcție și a început să se scurteze, iar lui Anunnaki nu i-a plăcut acest lucru, pentru că au început să îmbătrânească. Această lucrare a fost realizată cu o viteză foarte mare, aproape instantaneu, aproape așa cum au spus, să fie lumină, așa cum e scris în Sfânta Biblie. Anunnaki urește programul strict legat de timp. De îndată ce au creat spațiu, timpul a început să treacă și să se scurteze, iar Anunnaki au început să simtă efectul timpului și de aceea nu le plăcea programul strict, deoarece au fost obișnuiți să aibă la dispoziție un timp nesfârșit, dar acum sunt prinși ca o muscă, ca să spun așa, în pânza de paianjena timpului. Acesta este motivul pentru care au început să implore mai mult timp de la Dumnezeu, deoarece în timp ce lucrau pentru a crea paradisul pe pământ, aveau nevoie de mai mult timp pentru a face o lume perfectă. Adevărul este că Dumnezeu nu le-a acordat mai mult timp și acest lucru i-a supărat. Inițial, Anunnakii au fost împotriva lui Lucifer, marele înger al întuneric. Majoritatea mitologilor spun că Lucifer, arhanghelul luminii sau focului în alte interpretări, a înlocuit inițial lucrările lui Anunnaki, deoarece Dumnezeu nu i-a acordat lui Anunnaki mai mult timp pentru a termina marea lucrare. Ei au simțit că Dumnezeu însuși nu dorea ca ei să facă o creație perfectă. După eoni de întârziere, Dumnezeu l-a trimis pe Lucifer să ia problema în mâinile sale. Din această cauză, mulți Anunnaki au început să-l urească pe Lucifer și l-au considerat responsabil pentru imperfecțiunea muncii lor. Lui Anunnaki nu-i plăcea să fie comparat cu alți îngeri. Există două feluri de Anunnaki, Antu și Kishar. Kishar sunt mari constructori ai pământului și cred în legea unului, a unui singur Dumnezeu, a unui singur adevăr, a unui singur scop și nu le place să fie distrași de la lucrarea sau scopul lor. Kishar este loial lui Lucifer, deoarece ei au fost sub conducerea lui Lucifer și încă de la începutul istoriei lui Anunnaki. Antu posedă o mare cunoaștere a legilor fizice newtoniene și relativiste, precum și a legilor fizice cuantice. Antu i-a ajutat pe Kishar să pună în aplicare legile fizice în crearea Pământului, legile conservării și mișcării energiei, legile gravitației și legile fizicii cuantice. Anunnaki este obsedat de corpul lui. Când l-au creat pe om, au făcut corpul bărbatului în detaliu, după imaginea lor, schelet, vase de sânge, nervi și organe. Au creat chiar mai multe căi în structura celulelor creierului, ca o rezervă, pentru momentul în care omul va evolua și va avea nevoie de mai multe celule ale creierului. Când au terminat de creat omul, au fost foarte mândri, pentru că omul era perfect și l-au prezentat cu mândrie lui Dumnezeu. Anunnaki s-a îndrăgostit de oameni și acest lucru i-a pus în necazuri. Inițial, nu a vrut să locuiască în lumea pe care au creat-o sau să o controleze, dar s-au îndrăgostit de creația perfectă pe care au făcut-o. Dumnezeu le-a spus că nu se pot dezvălui niciodată oamenilor și acest lucru i-a făcut să sufere.
Aceasta este ziua în care Anunnaki a început să creadă că Dumnezeu Sursa, pe care l-au slujit, nu este adevăratul Dumnezeu. Lui Anunnaki îi place să vorbească despre orice, dar nu își schimbă convingerile despre ceea ce cred că este adevărat. Anunnaki a avut întotdeauna suspiciuni că Dumnezeu nu este adevăratul creator, ci un semizeu, iar aceste suspiciuni au fost răspândite în ierarhiile angelice, iar această ierarhie angelică, numită Elohim, a început să se certe pe teama aceasta. Anunnaki au o mare dragoste pentru metalele prețioase și pietrele prețioase. Nu știm, și eu personal nu am surse sigure din care să vorbesc, dacă omenirea a căzut din cauza păcatelor lor sau pentru că îngerii au acționat după viziunea lui Ahriman. Anunnaki au mai văzut o astfel de cădere în timpul războiului dintre rasele Atlante și Lemuriene. Anunnaki au făcut o mare greșeală, dând arme oamenilor. Diferite triburi de oameni au început războaiele unul împotriva celuilalt și un grup de rebeli de Anunnaki a vrut să le ofere creațiilor lor instrumente și nu ca arme pentru a se distruge. Anunnaki sunt ființe creative și adoră să creeze noi instrumente utile. Curând Anunnaki și-au dat seama că au nevoie de ajutor de la oameni pentru propria lor supraviețuire și au început să creeze instrumente și adăpost pentru primii oameni, primele creații, Adam și Eva. Anunnaki sunt mari inventatori și profesori. Anunnaki a ajutat pe Adam și alți oameni să construiască case din pietre și au oferit multe instrumente utile. După cădere și mult timp după războiul dintre cer și pământ și după Marele Potop, Anunnaki au învățat oamenii să facă agricultură. Ei au învățat astronomie, astrologie, matematică, cum să domesticească animalele, cum să scrie, inginerie și multe alte discipline utile care i-au ajutat pe oameni să supraviețuiască și să evolueze. Pe de altă parte, creativitatea și abilitățile de învățare au fost codificate de Anunnaki în ADN-ul uman. Anunnaki și războiul dintre Lucifer și Mihael, îngerii care s-au alăturat lui Lucifer, au fost numiți îngerii căzuți sau nefilimii. Legiunile lui Lucifer sunt cunoscute sub numele de legiunile de fier. Legiunile de fier au forjat arme destructive pentru a lupta împotriva legiunilor Arhanghelului Mihail. Mulți Anunnaki s-au alăturat legiunilor de fier. Legiunile de fier conduse de Lucifer au început războiul împotriva a ceea ce ei cred că nu este adevăratul Dumnezeu, ci un semizeu. Semizeul trebuie să cadă. A fost singura poruncă dată de Lucifer. Anunnaki au creat cele mai moderne arme ale umanității. Mulți Anunnaki au început să creeze arme și mai avansate pentru a oferi omenii un avantaj și mai bun în orice război care ar veni asupra lor și au împărtășit oamenilor secretele transmutării elementelor și toată știința alchimiei. Anunnaki nu este sigur dacă oamenii sunt buni sau răi. Mulți Anunnaki au ajutat oamenii cu știința să-și creeze propriile arme. Ei chiar au inițiat oamenii în fizica cuantică și au învățat efectul observator, efectul pe care un observator îl poate avea asupra câmpului cuantic. Oamenii au respins la început această știință și au declarat că de acum înainte vor lupta doar pentru ei în felul lor. Lui Anunnaki nu-i place să fie respins. Lui Anunnaki nu i-a plăcut faptul că oamenii au respins ofertele lor, deoarece oamenii doreau să fie singuri. Povestea spune că oamenii s-au răzvătit împotriva lui Anunnaki cu mult timp în urmă. Din acest motiv, Anunnaki a părăsit pământul. Anunnaki nu este neutru din punct de vedere moral. În timpul războiului dintre cer și Lucifer, Lucifer a jurat să apere oamenii și să nu ucidă niciodată pe vreunul dintre ei, dar au existat câțiva oameni neutri care au fost declarați trădători și au fost uciși. Acesta este povestea lui Cain și Abel sau lui Enki și Enlil. Când a avut loc prima crimă a unui om, Anunnaki s-a întors împotriva lui Lucifer și a început să-și folosească armele
pentru a face rău îngerilor căzuți și oamenilor. Acesta este sfârșitul poveștii pașnicului Anunnaki. Anunnaki s-au amestecat cu oamenii, mai ales pentru că femeile erau frumoase. De aici a început descendența Anunnaki, a hibrizilor puternici, care au devenit creatorii marilor monumente arhitecturale din antichitate, eroi puternici ai antichității și mari regi ai pământului. Anunnaki cunoștea marile probleme ale lunii. Fiii lui Dumnezeu au văzut că femeile sunt frumoase și s-au împerecheat cu ele. Anunnaki și-a dat seama că acesta a fost motivul căderii rasei umane și a războiului dintre cer și îngerii căzuți. Nu exista nicio modalitate de a restabili puritatea sângelui uman și a ADN-ului. Anunnaki a căzut în cele din urmă sub legea unuia. Chiar dacă Anunnaki nu ar fi crezut că Dumnezeu este adevăratul creator, acest Dumnezeu, această sursă, a câștigat bătălia împotriva îngerilor căzuți și Anunnaki. Se pare că creatorul i-a pedesit pentru că au fost de partea lui Lucifer împotriva lui și Dumnezeu, creatorul, i-a trimis pe toți în abisul întunecat. Pe una dintre tablițele sumeriene, și anume tablițele de Smarald, pe tablița 8 scrie următoarele. Atunci când luau forma umană, ei se mișcau printre noi, dar numai vederii noastre apăreau ca oameni, aveau cap de șarpe, dar apăreau omului ca oameni între oameni. S-au strecurat în consilii, luând forma oamenilor, eliminând prin vicleșuguri șefii regatelor, luând forma lor și domnind asupra oamenilor. Numai prin magie puteau fi descoperiți. Din regatul umbrelor, ei au căutat să distrugă omul și să conducă în locul lui. Acest text este scris de Thor Atlantul. Această conspirație planetară este gândită de către niște extraterestri, dar adevărata conspirație este de fapt să ne înducă ideea că ei nu ar exista și totul este o poveste. Există dovezi în toate civilizațiile antice, acestea nu mai pot fi considerate SF-uri sau povești de a dormi copiii. Majoritatea persoanelor, în proporție poate foarte mare, nu cred un cuvânt din ceea ce spun eu, dar totuși, dovezile sunt foarte multe. Faimosul astrofizician britanic Fred Hoyle a afirmat într-o conferință de presă ținută în anul 1971 că lumea este controlată de o forță care se poate manifesta în forme diferite. El a spus așa, ei sunt pretutindeni, în cer, în ape și pe pământ, adăugând că ei controlează umanitatea prin puterea minții. Știu că sună bizar, dar e necesar să citiți integral tot articolul ca să vă dați seama despre ce este vorba. Pe pământ au existat și alte rase extraterestre și încă mai există, în afară de cei pe care vechii sumerieni îi numeau Anunnaki, iar alte texte antice îi numesc pe Anunnaki rasa șarpelui. Nu este exclus ca celelalte rase de extraterestri să se fi luptat cu acești Anunnaki. Texte din toate culturile antichității descriu aceste războaie ale zeilor și este posibil ca ele să se refere la conflictul dintre diferite rase extraterestre, nu doar la fracțiunile Anunnaki rivale de care vorbeam sau de care vorbesc tăblițele sumeriene. Textele din toate culturile antichității descriu aceste războaie ale zeilor și este posibil ca ele să se refere la conflicte dintre diferite rase extraterestre, nu doar la fracțiunile Anunnaki rivale de care vorbeam mai devreme sau în care se vorbește tăblițele sumeriene. Chiar și în epoca modernă există nenumărate relatări ale unor oameni care pretind că au văzut umanoizi cu piele și față ca de șopârlă și cu ochi bulbucați ca la broaște. Unul dintre investigatorii fenomenului extraterestru este Jason Bishop al III-lea. Acesta afirmă că majoritatea lor reptilienii sunt mai înalți ca oamenii și au sângele rece, la fel ca reptilele de pe pământ. Sunt mult mai puțin sensibili din punct de vedere emoțional ca oamenii și cei mai mulți dintre ei au dificultăți în a-și exprima iubirea,
deși sunt foarte inteligenți și au cunoștințe tehnologice extrem de avansate. Întreagă-t fie vorba, această descriere corespunde perfect aptitudinilor și comportamentului frăției care controlează lumea de astăzi. Relatările moderne referitoare la reptilieni se potrivesc întru totul cu descrierile multor zei din textele și legendele antice. De pildă, între anii 5000 și 4000 înainte de Hristos, a existat o cultură numită Ubaid, anterioară Sumerului. Pe teritoriul Irakului de astăzi au fost găsite figurine care desenează zei ai acestei culturi și care aveau forme evidente de umanoizi cu fețe de șopârlă. Unul din cei 5 constructori ai Tebei a fost numit după zeul șarpe al fenicienilor, Ophion. Primul altar din Atena ridicat ciclopilor a fost cel închinat lui Ops, zeul șarpe. Adorarea simbolică a șarpelui era atât de obișnuită în Grecia, încât Justin Martirul i-a acuzat pe greci că au introdus-o în misterele tuturor celorlalți zei. Atunci când își aleg o bucată de teren pentru a-și construi o casă sau un mormânt, chinezii ating acest teren. Aceasta este o superstiție. Chinezii, așadar, ating acest teren cu capul, coada și picioarele șopârlelor care trăiesc sub pământ. Nu este exclus ca dragonii care scot foc pe nări și șerpii malefici care apar în toate legendele lumii să își aibă originea în zeii reptilieni care au acționat cândva la vedere cu mii de ani în urmă. Textele străvechi îi numesc pe aceștia oameni șerpi, iar Biblia face referiri frecvente la simbolistica șarpelui. Deși nu toate simbolurile care includ șerpi se referă la aspectul reptilian al acestora, sunt destule care intră totuși în această categorie. O altă temă comună care apare în textele antice este cea referitoare la locurile sacre păzite de dragon sau de șerpi. Cel mai cunoscut exemplu de acest fel în Occident este șarpele din grădina Edenului, dar tema este universală. Persanii vorbeau de o regiune a fericirii absolute, numită Eden, mai frumoasă decât tot restul lumii la un loc. Acesta a fost sălașul primordial al primului om, înainte ca acesta să fi fost tentat de un spirit malefic care a luat forma unui șarpe și care l-a ispitit să guste din fructele unui copac. Hinduismul vorbește de arborele Banyan, sub care Krishna, un fel de Isus al indienilor, s-a așezat pe un șarpe încolocit, revărsând cunoașterea spirituală asupra umanității. Grecii antici aveau tradiția insulei celor binecuvântați și a grădinei Hesperidelor, în care creștea un copac ce producea merele de aur ale nemuririi. Această grădină era protejată de un dragon. În cărțile sacre chinezești se vorbește de o grădină în copacii căreia creșteau fructele nemuririi, păzite tot de un șarpe înaripat, numit dragon. Legendele mexicane au o variantă a legendei Evei, în care apare un șarpe uriaș de sex masculin. O altă legendă hindusă descrie muntele sacru Meru, păzit de un dragon înfricoșător. Peste tot regăsim aceeași temă a locurilor sacre păzite de dragoni înfricoșători și de reptilieni pe jumătate umani, care le oferea oamenilor cunoașterea spirituală. Așa cum confirmă în ultima vreme tot mai mulți oameni de știință, universul este alcătuit dintr-un număr infinit de frecvențe sau dimensiuni ale vieții care coexistă în același spațiu, la fel ca frecvențele radio sau de televiziune. Deocamdată, noi suntem racordați la frecvența spațiului tridimensional, pe care îl percepem ca fiind realitatea în care trăim. Cum s-ar spune, suntem acordați pe acest program, dar la fel ca în cazul radioului sau a televiziunii, celelalte posturi transmit simultan programe și dacă schimbăm canalul sau lungimea de undă, ne putem acorda oricând la ele. Dacă vom proceda astfel, canalul sau postul de dinainte nu își încetează transmisiunea, dar noi nu mai putem vedea sau auzi,
căci nu mai suntem racordați la el. Cu alte cuvinte, nu mai suntem pe aceeași lungime de radio. La fel se petrec lucrurile și cu conștiința umană. Există oameni care își pot acorda conștiința pe alte lungimi de unde. Teoretic, toți putem face acest lucru, conectându-se astfel la informațiile și cunoștințele care operează pe respectiva frecvență. Eu numesc acest fenomen putere extrasenzorială, dar în realitate ea nu reprezintă altceva decât capacitatea de a muta canalul pe un alt post. Aceasta este maniera în care operează rasa șarpelui sau Anunnaki, care controlează lumea în care trăim, prin posedarea anumitor linii genealogice dintr-o altă dimensiune. După cum indică aceste cercetări făcute, controlorii reptilienilor din cea de-a patra dimensiune sunt controlați la rândul lor de entități aflate undeva într-a cincea dimensiune. Unde se termină toată povestea asta? Cine poate ști? Știu că sună abast, dar așa sună de cele mai multe ori adevărul. Postul din care emit reptilienii se află la un nivel inferior, în dimensiunea a 4, cel mai aproape cu putință de lumea fizică, căci, repet, Pământul se află la granița dintre dimensiunea 3 și dimensiunea 4 în care trăim noi. Dimensiunea mai este cunoscută și sub numele de regiune astrală inferioară, și anume legendarul cămin al demonilor și al entităților malefice, despre care s-a vorbit atât de mult în antichitate. Aceasta este dimensiunea la care apelează inclusiv sataniștii atunci când își invoacă entitățile demonice în ritualile lor. De fapt, ei îi invocă pe reptilienii din regiunea inferioară a celei de-a patra dimensiune. Unii cercetători sugerează că reptilienii, aflați într-o formă nefizică, au putut pătrunde în dimensiunea noastră prin anumite găuri sau portaluri în țesătura spațio-temporală creată de testele și exploziile nucleare care au început în deșertul din New Mexico undeva pe la începutul anilor 40. Reptilienii la care mă refer aici sunt doar o grupare particulară, aparținând acestei specii, nu întreaga specie. Această grupare manipulatoare a venit pe planeta noastră din constelația Draco și nu numai, aceasta fiind chiar originea unor termeni precum drac sau draconic, care rezuma destul de corect intențiile și agenda membrilor săi. Acestor extraterestri le place să consume sânge uman, ei fiind vampirii de care se vorbește în atâtea legende. De altfel, care este numele celui mai celebru vampir din lume? Contele Dracula. Cuvântul conte simbolizează liniile genealogice, aristocratic, cu genetică mixtă, reptiliană și umană, pe care extraterestrii le poseda în regiunea inferioară a celei de-a patra dimensiune, iar Dracula este o referire evidentă la aceiași draconieni. Există o poveste referitoare la Chupacabra, care sunge sângele, apărute în Puerto Rico, Mexic, Florida și nord-vestul coastei Pacifice. Toate acestea se potrivesc de minune descrierii reptiliene. Această creatură suge sângele unor animale domestice, precum caprele, de unde și numele ei. Reptilienii operează prin învăluire. Expresia lor fizică trăiește în baze subterane, de unde interacționează cu savanții și liderii militari cu sânge încrucișat. Ies uneori la suprafață pentru a răpi ființe umane, dar principala formă de control pe care o exercită este posesiunea. Programul de încrucișare genetică prin acte sexuale sau în laborator este descris în teplițele sumeriene și în Vechiul Testament, unde scrie așa: fiii lui Dumnezeu care s-au încrucișat cu fiicele oamenilor. Liniile genealogice bride pe care le-au produs sunt purtătoare ale codului genetic reptilian, putând fi mult mai ușor posedate de reptilieni din regiunea inferioară a celei de-a patra dimensiune. Aceste linii genealogice au devenit
aristocrația și familia regală ale Marii Britanii și ale celorlalte națiuni europene, fiind apoi exportate grație Marelui Imperiu Britanic pentru a guverna cele două Americi, Africa, Asia, Australia, Noua Zeelandă și așa mai departe. Membrii acestor linii genetice preiau prin manipulare toate pozițiile cheie ale politicii, armatei, mass media, sistemului bancar și mediului de afaceri, devenind un fel de păpuși manevrate de extraterestri. Aceștia operează prin intermediul tuturor raselor și mai ales al celei albe. După cum se știe, există o zonă a creierului uman, cunoscut sub numele de creier reptilian. Acesta este creierul primordial al omului, la care s-au adăugat ulterior celelalte segmente. Potrivit neuroanatomistului Paul McClay, această zonă primitivă a creierului este condusă de un alt segment preistoric, pe care oamenii de știință îl numesc complexul EAR. EAR este prescurtarea de la reptilian, căci noi împărtășim acest organ cu reptilieni. McLean afirmă că acest complex EAR joacă un rol important în comportamentul agresiv, în simțul teritorial al ritualului și în stabilirea ierarhiei sociale. Acesta este exact modul comportamental al reptilienilor și al hibrizilor umani creați de ei. Astronomul Carl Sagan știa mult mai multe lucruri decât a relevat opiniei publice. De fapt, el și-a petrecut cea mai mare parte a carierei lui ascunzând adevărul, nu scoțându-l la iveală. Din când în când, această cunoaștere a adevărului ascuns a ieșit însă la suprafață, ca de pildă în acea ocazie în care a spus: nu trebuie să ignorăm componenta reptiliană a naturii umane, îndeosebi comportamentul nostru ritualistic și ierarhic. Dimpotrivă, acest model ne-ar putea ajuta să înțelegem care este esența ființei umane. În cartea sa, Dragonii din Eden, el adaugă că până și latura negativă a comportamentului uman poate fi exprimată în termeni reptilieni, cum ar fi expresia ucigaș cu sânge rece. Despre Anunnaki, reptilieni și draconieni s-au scris multe și găsiți cu siguranță multe informații în cărți sau în internet. Cert este că a venit momentul să căutăm adevărul nostru și să nu mai credem orbește tot ce scrie în cărțile așa zise sfinte sau tot ceea ce ne-a învățat școala. A venit momentul să ne punem întrebarea: cine suntem noi cu adevărat și ce căutăm pe această planetă? Dragă suflet frumos, descoperirea adevărului nu reprezintă niciodată un lucru ușor, cu atât mai mult dacă are o vechime atât de mare. Dacă în Biblie scrie: crede și nu cerceta, eu îți spun atât: nu crede ce spun eu și cercetează. Fie ca drumul tău în căutarea adevărului tău să fie preserat cu multe conștientizări. Ești iubit și binecuvântat.